Eu nu vreau să mă gândesc de asta. Închide ochii, lasă ploapa. They wanna get my gold on the ceiling. I ain't black, just a matter of it's you and me, we're meant to be walking free. Talk show direct cu Lucian Danciu. Salutare, prieteni! Sunteți pe 102,2 și ascultați Napoca FM. Ne puteți urmări de asemenea pe pagina de Facebook Napoca Live. Eu sunt Lucian Danciu. Bună dimineața! Discutăm, așa cum sunteți obișnuiți, în fiecare dimineață de joi cu primarul Clujului, domnul Emil Boc. Bună dimineața! Bine ne-am găsit, mulțumesc de invitație. Munciți, bănuiesc. De-aia n-am mai zis bună dimineața, că cei care muncesc de vreme trebuie să spună bună ziua. La noi, cel puțin la mine, nu-i cazul. Colegii mei văd cu ochii mai cârpiți, cred că ori venim mai de dimineață așa cârpiți de nesom. Așa e lumea asta, nu-i dreaptă, totdeauna. Nu-i dreaptă. Aia care sunt șef și aia care trebuie să execute ce zic șef. Uitați, iacăt, avem buget pentru 2022, domnule primar. Mic, mare, acum insuficient, mulți ani de aici înainte va fi la câte sunt de făcut în Cluj. Cum îl considerați? Un buget realist și care reflectă direcția bună de evoluție a Clujului. În sensul că mai ales componentele acestea care țin din cotele care din impozitul pe venit, din cotele din TVA, sunt mai mari cu 10-12% decât anul trecut, chiar dacă pe ansamblu bugetul e doar cu 1% mai mare. Dar arată sănătatea creșterii orașului prin elementele componente din interior, pentru că în rest sunt multe chestiuni care sunt de alte capitolele bugetului, unde noi doar preluăm banii, cum ar fi plata profesorilor sau plata la spital sau plata asistenței sociale. Partea însă care arată sănătatea orașului, v-am spus, se reflectă cotele din TVA și aici lucrurile arată bine, că suntem într-un oraș care știe de unde vine, știe ce face și știe unde merge. Adică are viziune și are strategie. Tot ce se întâmplă în orașul ăsta este în baza unei viziuni și a unei strategii de a face din Cluj-Napoca orașul cu cea mai bună calitate a vieții, în care să-ți facă plăcere să trăiești, să întâlnești o familie, să ai salarii decente, să ai acces la servicii de calitate, în educație, în sănătate, să ai infrastructură bună și să stai acasă aici la Cluj și să nu pleci decât dacă vrei în vacanțe sau în excursii sau în alte cu alte ocazii. De plecat au plecat cu milioanele românii, domnul Boc. Păi mă bucur faptul că la Cluj această direcție chiar se inversează. Vin, se întorc la Cluj o parte din cei care au plecat. Și tot ceea ce facem este să îi ținem acasă pe cei care termină și să le oferim condiții să rămână aici la Cluj. Pentru că de departe cea mai importantă resursă umană, cea mai importantă resursă a acestei planete este și rămâne resursa umană. Dar de altă parte să avem grijă și de cei care sunt, cei care o duc greu. De aceea acest buget are și o componentă socială extrem de importantă și doar o să vă enumăr câteva dintre proiectele pe care le avem pentru... Cum ar fi? Programul de burse sociale pentru elevi, programul de transport gratuit pentru elevi, studenți și pensionari, cunoscut un program care ne-a criticat multă lume că de ce dăm gratuități la pensionari. Nu o să renunț la acest proiect pentru că îl consider ca o formă de respect pentru seniorii, cetățenii, de ceea ce au făcut și fac pentru Cluj și mai ales în vremurile astea grele, când vedeți facturile, prețurile, pun o presiune uriașă pe venituri. Am discutat că anul acesta, tocmai pentru a veni sprijinul celor care au dus greu în oraș, a pensionarul cu venituri mici, a șomerilor, a celor care cu greu se descurcă de plății pe alta, să punem de două ori pe an programul alimente. Acum l-aveam doar o singură dată de Crăciun. Intenționăm acum să îl declanșăm de două ori, o dată în vară și o dată în iarnă, pentru a veni și noi cu o formă de sprijin pe lângă celelalte pe care o să le menționez. Păi iacătă, dacă e de Crăciun, poate fi și de Paști. Paștele sunt foarte aproape și dacă depinde procedurile legale, oricum până la sfârșitul iunie. Avem cadrul legal ca să putem
să ne mișcăm. Deci în prima parte a anului și a doua parte a anului să dăm un sprijin ca oamenii să poată să și achiziționeze alimente cu acest ajutor al primăriei, pentru cei care o duc cu adevărat greu, pentru cei pentru care 100-200 de lei reprezintă și face o diferență în viața de zi cu zi. Am spus de foarte multe ori, foarte puțin poate însemna foarte mult pentru mulți dintre noi și ne vom ocupa de acest aspect. După aceea, autobuzele școlare, facilitarea accesului la serviciile de sănătate, programul stomatologic pentru persoanele fără venituri, rechizite pentru copii, pentru copii din familiile defavorizate, programul de îngrijire al domiciliului pentru persoanele vârstnice, programul de cumpărare de locuințe sociale de pe piață, alături de construcția de locuințe pentru cei care o duc greu, suportul pentru persoanele defavorizate, cele care au venit minim, și anume pentru întârzirea locuinței, masă la cantina de ajutor social a primăriei, regim de gratuitate, astfel încât să poată rezista, precum și ajutorul pentru plata chiriei persoanelor singure, marginalizate sau afectate de marginalizare și excluziune socială. Acestea se mai adaugă fondurile pe care le-au recomandat și nu puține pentru ONG-urile din domeniul social pentru a sprijini diverse activități de la programul Masă Caldă până la programe care țin de asistență medicală, asistențe paliative, asistențe pentru persoanele care nu au bani de medicamente și altele. Am dat doar câteva exemple pentru că nu trebuie să uităm componenta asta fundamentală a comunității noastre, componenta de coeziune, de solidaritate, de întreajutorare. Face parte din natura ființei umane să te ajut semenele tău la greu. Este și un percep creștin, indiferent de religia la care ne uităm, până la urmă, și ține de a purta grijă aproape lui tău, și de aceea a făcut apel și la mediul de business pentru a sprijini programul O Masă Caldă în școli. Să vedem acolo unde sunt școlile, unde copiii provin din familii cu veniturile cele mai mici, și pe lângă ceea ce face primăria, noi am inclus special de la primărie și vom suporta noi pentru școala Traian Dârjan, o școală unde prin excelență copiii provin din familii cu venituri reduse, să asigurăm programul O Masă Caldă. Mai sunt alte trei școli prinse în acest program, Colegiul Napoca, Liceul Pedagogic și Colegiul Național Pedagogic. Apropo de, domnule primar, de gratuitățile astea la transportul public la pensionari, s-a mărit pensia cu 10%, puțin, sigur, pensiile. Ghinioniștii au sărit plafonul de 2400 până la care se eliberează abonamente gratuite. De exemplu, 2408 lei brut. Este observație corectă. Nu se mai, acel plafon nu s-a schimbat la nivel de municipiu. Eu am să propun ca mecanismul acesta să opereze automat. Deci când are loc creșterea de pensie, automat se crească și acest plafon, pentru că oamenii care primeau până acel moment să nu aibă de fapt un cantu mai mic al pensiei prin faptul că pierd unele beneficii pe care atunci până atunci le aveau. Am să cer direcție de specialitate să găsească acest mecanism de corelare, pentru că este firesc ca niciun om care beneficiază de un drept să nu fie privat de el în continuare, în condițiile în care din cauza inflației se majorează prețurile sau aici o creștere anunțată de 10%, care oricum este insuficientă pentru pensionarea. Nu reprezintă nimic, dacă calculăm restul ce crește, aproape nimic, nu chiar nimic. Aici eu le-am spus tuturor care m-au acuzat în decursul timpului și știți cât de mult m-au criticat pentru acest program. Le-am spus, din fericire, pensionarii au fost și sunt categoria cea mai gravă afectată de trecerea asta de la comunism la capitalism, în sens negativ. Mulți au fost afectați în sens pozitiv, și asta este bine. Dar ei și-au pierdut, și-au devalorizat economiile care le-au făcut timp de viață când au ajuns la pensie. Pentru că dacă aveai 70.000 de lei, ai putut după aceea să mergi de trei ori la restaurant sau să te duci într-o... Deci care înainte erau bani de o mașină, de o Dacia. Bani de o Dacia, că știu că tatăl meu a muncit toată viața să strângă 70.000 să-mi cumpere o Dacia când mai ajunge să lucrez și după aceea banii aia s-au transformat în aproape nimic, nu știu ce să mai făcut cu ei, nu mai văd nicio valoare. Trei petreceri, cum am spus, și gata. Ia uitați aici, domnul Tibi zice că vă sugerează o chestie, poate e de reținut. Ar fi util un sens giratoriu pe fabrici de zahăr înainte de a trece bariera la nivel de cale ferată, ceea ce e denumită groapă, de exemplu, ca să nu se stea atâta acolo și nu se știe cine pe cine trebuie să lase. Bună observație, o să ducem în comisia de circulație. Domnul Vlaic zice că pe calea Florești, numărul 2, este o parcare improvizată plină de mizerie și gunoaie.
După aceste lucruri imediat se notează de către colegii mei. Perfect. Și mai multe date, exemplu, Calea Ploiești-Chit sau numărul, dacă știm, să vedem care e. Acum să ne fie bineînțeles. Obligația de curățire a locului de parcare este a proprietarului. Nu e a primarului. Ai loc de parcare și e obligație să-l împlinti curățat. Am mai discutat noi chestia asta, la fel ca și în fața casei, dar... Dar cine hopa, că aici apare o problemă. Cine verifică? Și dacă verifică și constată, ce face? Amende, evident, dar gândiți-vă că nu putem pune un polițist după fiecare cetățean al Clujului, în fiecare loc unde se află. Aici e și un grad de conștiință civică, de la Cluj e ridicat. Eu nu spun că nu mai sunt excepții, dar pe ansamblu clujenii au un grad ridicat de conștiință civică și e și rolul comunității de a face educație civică. N-așteptați ca să vină primarul să amendeze pe fiecare cetățean. E și rolul comunității de a atrage atenția din mijloacele politicoase, de discuție, vecinii, hai domne, atragem atenția să ne fac, trebuie să vină primarul să ne facă o curățenie în locul de parcare de la bloc. Repet, partea plină a parului este că aceste situații sunt excepții la Cluj. Partea majoritară, maxim majoritară a clujenilor respectă aceste obligații și sunt conștienți. Da, acum sigur că pădure fără uscături, cum se spune, nu este. Identificăm, amendăm. Ok, am rezumat punctual o chestiune. De-aia, în asemenea situații, e importantă și implicarea ONG-urilor din partea societății civile, importantă implicarea comunității, a celor care locuiesc acolo, pentru că, până la urmă, nimeni nu poate aștepta de la stat să rezolve probleme care stau la îndemâna noastră, a fiecare dintre noi. Da, ia, câte domnul Ionuț vă sugerează că la capătul, acolo spre Borhanci, la capătul 32, dacă nu greșez eu numărul, ar fi util ori un sens giratoriu, ori un semafor, pentru că și acolo se stă foarte mult, mă rog, care-i mai tu pe aici? La ieșirea din Borhanci cu... Cu Fagului, acolo, la intersecție cu Fagului și cu Brâncuș. Păi acolo este intervenția aia majoră care se modernizează odată cu centrala metropolitană. Vezi blocate toate proiectele imobiliare din Borhanci, tocmai pentru acea ieșire de acolo. Și la gira ieșirii din Borhanci. Acolo va fi un sens giratoriu masiv, adică consistent, și lărgirea Borhanciului la patru benzi, el face parte din nodul Centurii. Și de aceea proiectele de acolo sunt amânate. Ia câte ce spun mai mulți aici de data asta, că pe Frunzișului, dacă se făcea sensul giratoriu înaintea blocurilor, nu ar mai fi aglomerația care există în acest moment. Blocul nu se poate da în folosință, așa cum am spus, până termine pe giratoriu. Nu, dar vinde se poate. Dar nu se poate locui, că nu poți să-și contra, nu poți să ai nimic, nu e valut în folosință. Deci, haideți să vedem cu bugetul ăsta mare, mic, cum o fi, cum îl cheltuim. Am înțeles latura asta socială. Marile proiecte... Am vorbit despre ea pentru că nu m-am prea referit la componenta socială și vreau să se înțeleagă că în acest oraș componenta socială nu este uitată, ci pentru că este o majoritate tăcută a orașului care o duce greu și că aceia nu sunt uitați. Asta vreau să se înțeleagă. Da. Pentru că, bun, sunt cei care sunt vocali, care, bineînțeles, au un cuvânt mai mare de spus, vorbim toată ziua de inovare, de IT, de important, de direcția strategică a orașului, da, dar nu vrem să uităm de componenta asta a masei tăcute de clujeni care o duc greu și care, mulți are nevoie de intervenția comunității. Poate, adică cu siguranță mai puțin avantajați de foarte multe schimbări. Da, și mai ales de greutățile acestea ale vremurilor în care trăim, când se adună mai multe crize, mai multe greutăți, cum s-ar spune, creșterea prețului la utilități, de o parte, pe de altă parte, creșterea prețului în ansamblu și devalorizarea leului, care nu-ți mai dă posibilitatea cu ce cumpărai cu 100 de lei ieri, să mai poți cumpăra la fel cu 100 de lei mâine. Ca să dăm un exemplu generic. Da. Acum, în privința bugetului, aș vrea să spun două lucruri înainte de a vă spune pe ce cheltuim banii în folosul clujenilor. În primul rând, este produsul viziunii PNL-UDMR și le mulțumesc pentru că n-am făcut-o suficient consilierul local de la PNL și UDMR, care asigură suportul atât în materia pregătirii bugetului, cât și în susținerea politică a lui. Fără această majoritate, nu am putea să avem o viziune coerentă a orașului. În egală măsură, nu vreau să uit suportul societății civile din propuneri pe care le-a formulat Consiliul Civic și nu numai, partidele din opoziție, USR, PSD, și am preluat toate propunerile bune care s-au încadrat în această viziune strategică a orașului și
Ați avut o întâlnire cu cei de la Consiliul Civic, de exemplu? Bineînțeles că am avut în cadrul dezbaterii publice. Domnul Pop a coordonat aceste discuții împreună cu câțiva colegi ai domniei sale care au intervenit și eu cred că două, trei din propunerile pe care le-au formulat se regăsesc în proiectul de buget. Am capul de afiș a rămas aceea legată de festivalul acesta multicultural al Clujului, care să ne definească pe toți, o propunere din partea domnului Pop, dar și propuneri care se vizeze introducerea pe Rebreanu a trolebuzului sau analiza pentru trolebuz în zorilor, sunt lucruri pe care noi le-am preluat și le analizăm în continuare. Unele le avem deja în buget, cum este clima despre care am vorbit, și analiza pe care o vom face anul acesta, să vedem care este situația și compania de transport public ne va spune. Dacă putem pe termen mediu să ne gândim la introducerea trolebuzului în zorilor, având în vedere configurația acestui cartier. Ama, ce se termină în 2012? În primul rând ne-a preocupat să terminăm ceea ce a început. Că asta e logica oricărei construcții bugetare. Nu lași abandonat ceea ce a început, pentru că după aceea te costă mult mai mult să întreții sau să revii după aia să finalizezi. Și atunci, terminarea până la sfârșitul lunii aprilie a Bulevardul 21 decembrie, terminarea în septembrie 2022 a noi școli Iulius Hateganu, o investiție de 6 milioane de ron, terminarea grădiniței Floare de Iris până la sfârșitul lunii iunie, terminarea bazei sportive la terenul care e în prelungiri până la sfârșitul lunii iunie 2022, cel puțin după datele oferite de către consultor, parcul Ștefan cel Mare finalizat până la sfârșitul anului, turnul pompierilor finalizat în septembrie, planul urbanistic pentru Sopor determinat până la sfârșitul anului, parcul Farmec determinat va fi terminat până la sfârșitul anului 2022, 20 de blocuri care sunt în lucru de finalizat la reabilitare termică și pe lângă acestea care se termină sunt lucrări care continuă și vor fi terminate în 2023, cum e podul Așului Răsăritului, reabilitarea străzii Colgălnicianu, reabilitarea parcului feroviarilor, reabilitarea parcului Armătura. Astea vor începe, dar nu se vor termina, să înțelegem. Sunt începute. Coduașului, toate acestea despre care vorbesc sunt începute anul trecut, continuă anul ăsta și vor fi gata în 2023. Deci Coduașul Răsăritului, strada Colgălnicianu, parcul feroviarilor, parcul Armătura, malurile Someșului, platoul sălii sporturilor modernizat, parcul Caragiale, toate aceste lucrări au început și se vor termina în anul următor. La asta mai sunt lucrări care încep acum și se vor termina. Deci vor începe anul acesta în funcție de finalizarea licitațiilor. Tot la lucrări începute, chiar dacă ți-am dat numai prin ordine de începere, este ca la lărgirea din zona căii moților Calea Mănășturi Mărginașă. Și asta s-a început, va fi gata în 2023 decembrie, deci are ca termen de finalizare. Acum mai sunt lucrări care vor fi scoate la licitație anul ăsta și care vor fi finalizate în anii următori, cum e modernizarea parcului Primăverii, modernizarea parcului 14 iulie, parcul Zorilor, un parc nou, vă cum știți, în Zorilor. Ăla cu probleme, nu? Ăla care ne-au... Cu probleme juridice, zic, nu cu probleme de altfel. Acum, ne-au atacat în instanță și am mânat în analizie, tot am crezut ca procesele, dar am mânat. Creșe nouă pe strada Negoiu, creșa nouă în parcul feroviarilor, parc în raidul de la aeroport. Sunt proiecte unde anul ăsta începem licitațiile și dacă se termină la timp, poate să înceapă chiar și lucrările. Depinde de cum va arăta procesul de licitație. Care și cum vor fi contestațiile, dacă vor fi. Dacă vor fi și cât va dura procedura. Continuăm, evident, marile proiecte ale Clujului. Centura metrou, tren metropolitan, despre care am tot vorbit. Alea ce se va face? Că deocamdată le tot desenăm, domnul Boc. Nu le desenăm. E ușor de a vorbi, cum zicea poetul, e ușor a scrie versuri când nimeni nu aia spune. Deci, proiectele astea, știți bine că nu se fac de pe o zi pe alta. Proiectul metro e cel mai mare proiect din istoria acestui oraș, din istoria acestei țări până la urmă. De singurul oraș care mai face un metro, primul și ultimul care a fost făcut, început în 1977 în România. Iar ăsta este cel mai mare proiect al Transilvaniei, al Clujului și care, normal că presupune niște etape procedurale de parcurs. Acum suntem în faza lunii februarie, așa cum am anunțat, de pregătirea lansării licitației. Am ajuns la acel moment, care s-a dormit gândea că nu s-a ajuns, am ajuns și la acel moment de pregătirea licitației și luna februarie se va lansa licitația.
la centura metropolitană, care iarăși este un alt proiect major, fundamental. Acolo, apropo de centura metropolitană, sunt șanse să fie un pic viteza în tot ce înseamnă procedurile și execuția mai mari? Îmi vine minte, pentru că citeam acum, a fost dimineață unul sau două accidente în zona Calea Florești și s-a cam blocat accesul dinspre Florești. Sigur că prin alternativă nu mă se blochează la orice. Din 2016 lucrez la aceste proiecte, prima dată, ca să-i convinc oamenii să se o realitate. Nimeni nu ne-a crezut. Da, mă lăsați-ne ce au de la Burșem, povestiți voi de trafic. Deci voi trebuie la București, aici ai trafic aglomerat. Dar am făcut studii de trafic și am arătat că e mai mare aglomerație la intrarea în Cluj din Florești decât din București la Otopeni. Nu cred nici atunci. Am dus Comisia Europeană de Transporturi atunci. Dacă n-am avut înțelegere la nivel național, am invitat Europa. Au venit, au văzut. După aia, pe filiere invers europeană, obliga guvernul României să introducă în masă de transporturi acest obiectiv, după care nu a făcut nimic vreo 2 ani și aducem, dacă nu a făcut nimic, guvernul a zis, dați-ne noi să facem locul vostru documentație, pentru numele lui Dumnezeu nu mai să avansăm o dată. Și atunci am preluat să facem noi documentația, cu toate primările, ne-am asociat și așa mai departe. Acum iau termen primăvara aceasta să finalizeze documentația proiectanții și după care să intre în procedurile guvernamentale. La fel este și cu trenul metropolitan. Deci sunt proiecte la care noi facem treaba în locul guvernului, pentru că toată lumea, centurile astea, locurile, sunt treaba guvernului, pentru că vizează traficul acesta care intră și iese din oraș și care ar trebui să fie obiectiv strategic național. Da, facem parteneriat cu guvernul, ei vor asigura finanțarea din fondurile europene, noi pregătim documentele. La fel cum în licitație este acum și pasajul de la Tăietura Turcului. Sau în pregătire finală documentația pentru ceea ce înseamnă conectarea Clujului la autostradă. Toate aceste proiecte își urmează drumul, ca și Parcul Est, unde se continuă lucrările. Bun. De pregătirea documentației Ansamblu Cetățuia, Coridorul, Canalul Morii, zona Parcul Rozelor Copilor, unde avem un par nou parc în Bună Ziua, unde avem un concurs de soluții la sat, la fel ca și cum a fost pentru Parcul Est în discuție. Și, am spus, linii de troleibuz Zorilor și Rebreanu și stații de încărcare. Acolo s-a decis că se vor face sau se studiază acum? Deci, pentru zona Rebreanu, da, e prinsă în buget, introduce linii de troleibuz. Pentru Zorilor se face analiza. De asemenea, stațiile de încărcare pentru automobile, pentru autobuze electrice și continuarea pentru autovehicule electrice. Iar bursele au fost suplimentate la Cluj. Cred că avem cele mai mari burse din țară, nu cred că greșesc când spun asta, pentru că n-am văzut toate situații, dar cu siguranță avem cele mai mari și ne-am orientat atât pentru susținerea excelenței și a performanței, dar și pentru accesul la educație, pentru a nu fi în situația în care un copil să nu meargă la școală din motive financiare. Deci am mărit cuantumul burselor sociale, îi vom sprijini pe copii să ajungă la școală, pentru că asta e calea prin care poți ieși din sărăcie și din... Bun, ia uitați aici, vă citesc motamu că nu știu dacă am înțeles eu bine ce dorește doamna Carmen. Dorește să vă întreb când ne mută pe Curcubeului, că îmi expiră în aprilie contractul de pe Blajului. Ce este de făcut? Acum... Nu fi procedurile legale în vigoare, că nu se facă nimeni probleme. Când are în situații, dacă e gata lucrarea, se mută, dacă nu se prelungește conform prevederilor legale. Nu mai știu, nu știu exact stadiu, să mă uit să-mi spună colegii. Autobuze școlare în Borhanci. De mult o solicită oamenii din zonă, oamenii cu copii, sigur. Acum, tocmai din această perspectivă, noi facem o școală mare în Borhanci. Crește școală, grădiniță, un hub educațional puternic, ca oamenii să nu mai fie nevoie să plece de acolo. În rest, le-am dat celor de la CTP această prioritate și sper că vor găsi o soluție în momentul de față. Strada, starea străzilor din zona, adiacente zonei Valea Fânațelor, sunt... sub orice critică. Am prezentat în buget proiectul cu Valea Fânațelor, cu intervențiile pe care le avem și nu sunt puține. Domnul viceprimar coordonează, Dan Tarcea coordonează realizarea acestor lucrări, atât pe Valea Fânațelor, cât și pe Valea Chiteului. Evident că sunt dependenți de programul de introducere a apei și canalizării. Facem până atunci lucrări specifice străzilor nemodernizate, dar avem un grafic acum pe care l-am prezentat și public de continuarea lucrărilor acolo. Și iată ce spune un domn, mai mult, vreo 3. În parcarea de sub podul mănăstirului de la Calvaria s-au instalat hoți care fură catalizatoare la mașini. Poate cei de la poliția locală, dacă ar trece mai des în zonă. Mă gândesc eu așa, nu știu. Bun, observație, noi trecem orice susținerea cetățenilor în
în verificare și cu siguranță echipele de teren ale domnului Bunțigan vor verifica acest lucru, pentru că e normal ca acest oraș să fie un oraș sigur și avem șansa să avem o echipă de profesioniști și la poliția locală coordonată de domnul Bunțigan și de colegii domniei sale și echipe de profesioniști la municipiu și județ pe partea liniei, poliția națională, astfel încât cred că așa cum a demonstrat până acum, pot să țină un oraș sub control, să fie un oraș sigur, atractiv și care să fie o componentă importantă a calității vieții. Vă spun sincer că siguranța este o componentă sigur mare, mai ales în orașele mari. Da. Dar orice sesizare este binevenită, o verificăm și asigur pe cetățeni că nimic nu rămâne neanalizat și mai mult decât de nesancționat. Pentru că o altă cheie a guvernării bune a unui oraș este acest principiu, că nimeni nu se mai presupune lege, că legea se aplică tuturor, că nimeni nu bate cu pumnul în masă nicăieri, ci doar legea bate cu pumnul în masă peste tot și sunt singura pe care, repet, se ține cont. Și tații, toți sunt egali, indiferent câți bani ai în buzunar sau cum te cheamă sau ce religie ai. Aia este plan secundar. Contează doar respectarea legii. Față de aia, nimeni nu este mai presus. Da, a constatat-o și Anda Adam pe pielea ei. Așa. Am ce cu ea, ce pățit? A parcat un pic într-o parte. Așa. Îmi pare rău, ca și artist, dar legea se nu se discută, nu se negociază, se aplică, indiferent de cine e vorba. Bun. Zice un domn, foarte bine că faceți parking-ul ăla la aeroport și alte chestii, dar cu calea Someșeni ce faceți, întreabă domnul. Și da, mai mult. Acolo trebuie făcută canalizarea. E un proiect mai amplu și care e prins în planul de investiții multianual. Nu se va face anul acesta, dar în prezent se lucrează la toate documentațiile acestea care sunt necesare pentru a se putea obține autorizația de construcție. Sunt niște greutăți tehnice incredibile în ceea ce privește cadastrare, terenuri. Acum, după ce ai trecut înapoi de la comunism la capitalism, trebuie să dai înapoi proprietate și să o cadastrezi în vechile forme. Că până 50 de ani au fost așa, la devălmășie, au luat statul de la toți, după care au trebuit să dai înapoi. Și atunci când dai înapoi și când se fac împărțirile, apar situații complicate în regimul acesta. Dar vom obține, sperăm noi, curând documentația asta pentru autorizația de construcție și vom interveni la stradă. Uitați, parcarea despre care v-am spus de acolo este o parcare improvizată, deci nu-i parcare proprie, făcută de oameni că n-avea unde să-și pună mașină, cel mai probabil. Soarta garajelor care ei de pe Mehedinți 55, 57, 59, 61, aproape că aș putea răspunde eu. Scoateți murătorile că urmează demolarea. Știți cum e vorba aia din popor, o moarte toți suntem datori. Na, și cu garaje, cam așa este, cu demolare toți suntem datori. Le vine rândul la toate, anul s-au 2000 de garaje, le-am prezentat public calendarul lor, cu somație, pe luni, pe zone. Și acest proces nu se mai oprește. Oare acolo la Sopor, zice domnul Ghiță, până se vor face iar toate garajele, chestiile astea, nu se poate pietrui drumul ăla. Că, într-adevăr, am încercat să intru și eu un pic cu el și m-am întors. Pe Sopor, în fiecare, dacă nu lună, cum să spun, anotimp important, facem lucrări de întreținere. Băgăm milioane de lei, să știți, în fiecare an, pentru întreținerea și întreținerea lucrărilor specifice sezonului nemodernizate. Acum trebuie să permite vremea, că nu poți intra când e zăpadă și din soare, n-ai cum să intervii să faci lucrări. Dar bine, domnul Danciu, ea n-a apucat acolo și zice, bă, dar voi chiar asfaltați, s-a pune țesă pe ploaie, pe neauă. Am mai zis, mai deodator nu s-a oprit. Mai glumesc și eu. Nu, sigur. Pentru că sunt lucrări specifice de toate felurile. Acum, acolo se întrețin, imediat ce se termină partea asta de vreme să ne permită, se fac lucrări specifice în toată colonia asta. Ia câte ce vă avertizează domnul Alin, când recepționați lucrările pe 21 decembrie, să fiți foarte atenți, că a constatat dânsul, n-am apucat să merg să verific, dar o să mă duc, vă rog. Că dalele sunt cam nebine puse și te împiedici. Da, sigur că vor fi verificate. Vreau să le dau ce cum s-a temante. Lucrarea nu este gata. Încă sunt în lucrări, încă nu sunt în toate îmbinările făcute, suntem încă departe de faza finală. Da, să știți că și eu sunt la fel de atent și de riguros cu tot ce înseamnă îmbinare, pentru că lucrările nu se fac pentru un an, se fac pentru 50-100 de ani de acolo înainte, așa că nu ne jucăm cu ele. Și voi fi extrem de exigent, iar de altfel Comisia de Recepție
lucrează sub control public pentru toate aceste lucrări. Multe lucrări din zona centrală, chiar dacă ele par finalizate, ele nu s-au făcut procesul de recepție, că mai sunt încă lucruri de remediat, lucruri de făcut. Și până când nu se face fiecare detaliu, nu se încheie recepția finală, ci pe cheltuiala constructorului se face până când arată toate în regulă. Așa, mai avem puține minute. Nu vreau să ratez să vă întreb două lucruri. Bă, toată și o să ziceți că bag bățul prin gard. N-ați zis nimic de podul porțelan, n-ați zis nimic. Am zis că vă spun când am vești noi și am vești noi, să scoate la licitație restul și să depună în luna februarie până în 25 oferte. Iată o veste nouă. Am deci, înțeles. Era licitație, termenul de execuție de la finalizarea licitației de 7 luni. Da, acum aveți două repere ca să mă întrebați. Dacă sunt înscris la licitație până în 25 februarie, dacă nu greșesc, sper că nu greșesc. După aia, dacă o câștigat cineva licitația asta, după ce o câștigat-o, 7 luni de zile. Dați drumul la ceas și vedeți cum arată. Bun, și o să dau drumul la fel acest la consultul ăsta care va câștiga licitația de finalizare a restului de lucrări rămas de executat. Bun. Mai aveam una, dar trebuie să ne oprim aici, că colegul meu deja... Pune-o, că-s curios ce... Îl dor mâinile cât dă din mâine aici. Dar așa rămâne răspunsul pe săptămâna viitoare. Pădurea Hoi, arie urbană protejată. Acum, dacă nu vă mișcați repede, o să fie numai Hoia arie urbană protejată, că pădure nu mai rămâne. Asta nu este doar la primărie treaba, știți bine că nu este doar pe raza municipiului nostru, sunt mai multe autorități implicate. Noi, la fel ca și în cadrul tuturor proiectelor mari, o să ne asumăm rolul de a coordona acest proiect, pentru că ne interesează soarta a tot ceea ce este în preajma Clujului. Ca să nu mănânc bătaie de la colegul Vali de aici și celălalt, musai să ne oprim aici, domnule primar. Da, ne auzim și la viitor. La 10 și intrați la 10 și 10 până te vorbiți voi pe acolo, nu știu ce. Așa că acum... Și suntem și aici, la etajul 3, mai greu de urcat. Mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune. Ne auzim joia viitoare la aceeași oră 10 și un pic. Numai bine! La revedere! Dragi prieteni, ne oprim aici. Să aveți o zi minunată! Ai ascultat Talk Show Direct cu Lucian Danciu. Cum se spune Radio Guerilla în direct în Cluj? Napoca FM. Chiar acum pe 102,2 FM.